Viceprimarul Daniel Cârjan anunță că alături de consilierii locali liberali a inițiat un proiect de hotărâre de Consiliul Local ce prevede conferirea titlului de cetățean de onoare post-mortem al municipiului Drobeta Turnu Severin antrenorului de handbal Ion Milovan, precum și atribuirea denumirii de sala de sport Ion Milovan pentru sala de sport a școlii gimnaziale numărul 15 din Drobeta Turnu Severin. Am plecat în primul rând de la faptul că regretatul domnul profesor Ion Milovan și-a legat numele în peste 40 de ani de handbalul severinean și a legat numele de performanță destul de mari și importante ale handbalului severinean. Precum știm, recent a încetat din viață, Dumnezeu să-l odihnească, iar din acest punct de vedere, alături de consilierii locali liberali, ne-am gândit să aducem în fața tuturor severinenilor performanțele pe care le-a avut de-a lungul vieții în calitate și de jucător, dar și de antrenor, profesorul emerit Ion Milovan. De aceea, împreună am propus un proiect de hotărâre de Consiliu Local care prevede acordarea post-mortem a titlului de cetățean de onoare profesorului Ion Milovan și, mai mult decât atât, atribuirea denumirii de sala de sport Ion Milovan, sălii de sport de la Școala Generală Gimnazială numărul 15, unde este sala de sport în care suntem prezenți astăzi, în care peste 30 de ani antrenorul Ion Milovan a antrenat, cred că sute, dacă nu mii de copii în tainele handbalului și noi considerăm că toate aceste, ca să zic așa, recunoștințe pe care le aducem profesorului Ion Milovan sunt încă prea puțin față de cât a făcut pentru sportul severinean. Doina Dobre a vorbit despre clubul HC Milostars, înființat în anul 2006, care va să fie și ultima echipă sportivă a județului. Este foarte greu să vorbim despre domnul profesor Milovan, pentru că ne-ar trebui foarte mult să spunem întreaga activitate și toate performanțele pe care le-a realizat dumnealui până la vârsta de anul acesta 70 de ani. Eu o să încerc să mă opresc la înființarea clubului Milostars, echipa respectiv singura echipă de senioare realizată în județul Mehedinți până în zilele noastre, echipa care, așa cum spune Milostars, stelele lui Milovan. A fost o denumire, vă vorbesc din postura omului care a fost lângă dumnealui și care a încercat să ajute la realizarea celui mai mare vis al dumnealui, visul de a crea o echipă de senioare în Drobeta Turnu Severin. Acest vis a fost parțial realizat, pentru că dânsul, fiind obișnuit cu performanța, nu a vrut ca acest lucru să se oprească la Liga a doua, respectiv Divizia. A vrut neapărat această echipă să promoveze. Am fost pe ultima sută de metri să promovăm în Liga Națională, dar, așa cum știți și dumneavoastră, sunt foarte multe cheltuieli și sponsori care la vremea respectivă nu i-am găsit și nu au reușit să merge mai, nu s-a reușit să se meargă mai departe cu această echipă. Oricum, este un om pentru care comunitatea a avut și are un respect deosebit. Este un om care a realizat foarte multe în viața dumnealui, începând de la sportiv până la antrenor. Un om cu care ar trebui să ne mândrim și, de ce să n-o spun, nu este foarte bine că ne aducem aminte și apreciem oamenii atunci când nu mai sunt. Dar oricum, felicit colegii de la primărie care s-au hotărât măcar cu acest lucru să aducem o recunoștință, pentru că în această sală domnul profesor și-a desfășurat activitatea peste 30 de ani. A fost, de fapt, sala dumnealui de suflet, chiar dacă dumnealui a fost antrenor la Clubul Școlar Sportiv. Este o recunoștință majoră și cu acest lucru măcar rămâne în inimile și în mintea noastră atunci când trecem pe lângă această sală și spunem Ion Milovan.